Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară voi deschide oficial stagiunea lucrărilor de iarnă. În primul rând vom învăța cum să lucrăm această lumânărică, care poate fi un frumos decor pentru masa de Crăciun. Eu am lucrat aici și într-o dimensiune diferită. Pe parcurs vă voi explica modul în care am realizat aceste două lucrări. Pentru a lucra toate acestea vom avea nevoie de firul Bravo, culoarea alb, culoarea galben, culoarea verde. Acestea ne vor fi necesare. Pentru această lumânărică eu am folosit și firul London Lame, firul de lame, însă cine nu dispune de acest tip de fir poate lucra cu firul pe care îl aveți la dispoziție. Apoi vom avea nevoie de mărgeluțe, dar vom învăța să facem și biluțele acestei plante. Aici se numește agrifolio. În România nu am reușit, câte persoane am întrebat cum se cheamă, nimeni n-a știut să-mi răspundă. Și nici în dicționar nu am găsit să traduc. Deci, pentru agrifolio, pentru această frunză, știți că este o plantă specifică aranjamentelor floreale de iarnă și are frunzele verzi și acele bobițe roșii. Noi putem folosi fie mărgeluțe roșii, fie putem face singure aceste bobițe cu macrame de culoare roșie. În cazul în care veți lucra cu macrame, vom avea nevoie de croșetul cu numărul 1. După cum ați văzut, avem nevoie și de un ac. Apoi vom avea nevoie de croșetul cu numărul 3 și jumătate, cu care vom lucra frunzele, croșetul cu numărul 2, cu care vom executa restul lucrării, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de lipiciul lichid și, nu în ultimul rând, eu vă voi spune modul în care am lucrat. Fiecare din casă cred că aveți fie un tub de la medicamente, acesta este de la vitamine, fie acel tub de carton care rămâne de la folia de plastic cu care învelim anumite produse. Din acel tub de carton puteți tăia o dimensiune, o înălțime care doriți dumneavoastră. Așa, pe acest tub de la vitamine, eu am realizat lumânarea înaltă. Lumânarea mai joasă am realizat-o tot pe un material de riciclu. Acesta a fost de la hârtie igienică, l-am tăiat în două și astfel am lucrat lumânarea. În felul acesta nu vom avea nevoie să umplem cu melană și va avea o formă mult mai atrăgătoare lumânarea. În momentul în care vom termina lucrarea, decupăm o bucată de carton rotundă care va fi lipită aici și lucrarea noastră se va prezenta în acest mod. Noi în seara aceasta vom învăța să facem această lumânare, pentru care și suportul, așa cum ați văzut, mie îmi place foarte mult. Este un model care mai mult sau mai puțin l-am inventat, așa să spunem.
Și apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor. Acestea sunt toate elementele de care avem nevoie pentru a executa lucrarea noastră. Acum vom începe să lucrăm, pentru că este un pic de lucru. Și vom începe cu lumânărica propriu-zisă, cu firul Bravo de culoare albă, așa cum ați văzut. Voi face un cerc magic. Voi folosi croșetul numărul 2 pentru a ieși cât mai un pic mai des, astfel încât să nu se vadă ceea ce este dedesubt. Și în cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 5, cel de-al șaselea, și acum voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat, așa cum ne-am obișnuit, așa cum știm, de fapt, nu că ne-am obișnuit, trebuie să lucrăm așa. Iar acum, în corespondența fiecăruia dintre aceste 6 piciorușe scurte, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Vom lucra încet. 2, 6, 8, 10, iar acum vom face ultimele două piciorușe scurte. Acum vom pune firul despărțitor de care vom avea nevoie și vom lucra un picioruș scurt, iar în următorul vom face o mulțire. Vom lucra astfel până la sfârșitul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, acum vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, după care vom face din nou o mulțire. Astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Mulțire, după care ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, avem diametrul necesar pentru a crea lumânarea noastră. Din acest moment vom pune firul despărțitor și vom lucra în mod normal, picioruș după picioruș, rânduri cât vor fi necesare pentru a acoperi întreaga înălțime
alumânării. Acum depinde de dimensiunile pe care doriți să le lucrați dumneavoastră, din ceea ce lucrați, așa cum vă spuneam, puteți lucra înălțimea care doriți. În cazul în care doriți să lucrați o lumânare mai mare, așa cum este cea pe care am făcut-o eu, vom continua cu mulțirile și astfel vom continua. Deci vom lucra picioruș după picioruș, fără mulțiri și veți vedea că încet, încet vom ajunge la partea de jos a lumânării. Nu este greu. Am vrut să încep cu această lucrare pentru că sunt sigură că va plăcea. Sunt sigură că doamnele începătoare mai ales vor fi încântate. Mă întorc din nou la o temă mai veche. Anumite din tutorialele mele de la început, când am început să filmez eu, de la începutul canalului de YouTube, nu sunt filmate atât de corect, nu se vede bine ceea ce se lucrează. Mai ales pentru că eu am avut o perioadă în care am filmat fiind la pat. De aceea, chiar sunt anumite tutoriale pe care le voi relua, le voi reface în alte culori, bineînțeles, însă lucrarea în sine va fi aceeași. Astfel încât doamnele care vor dori să lucreze să nu întâmpine dificultăți, pentru că știu, sunt conștientă că în acele tutoriale se vedeau foarte mult mâinile. Dar așa cum v-am spus, am avut o perioadă în care am filmat stând la pat și acest lucru îl cunosc foarte puține persoane, aproape nimeni. În sfârșit, vreau să spun că încet, încet voi revizui și voi pune sus tutorialele în modul în care să fie cât mai vizibile. Vom continua lucrând de jur împrejur, picioruș după picioruș. Mai lucrăm câteva rânduri, după care vom proba pe tubul pe care îl am eu de la medicamente, să vedem cum se aranjează. Și apoi vom lucra singure până când vom ajunge la baza lumânării. Pentru că de acum ceea ce este de făcut este foarte simplu. Deci lucrăm picioruș după picioruș fără nicio problemă. Totul foarte simplu. Eu sper să se vadă ceea ce eu lucrez. Laptopul meu este undeva într-o parte și nu reușesc să văd exact imaginea, însă sper ca totul să decurgă în mod normal, ca totul să fie vizibil. De aceea eu foarte mult explic în lucrările mele ceea ce fac. Bineînțeles, este mult mai ușor când o persoană vede mâinile, modul în care lucrează,
mâinile nu în sensul a le arăta cum se prezintă mâinile mele, ci modul în care se lucrează. Deci am făcut deja câteva rânduri în jos. Acum noi vom, în felul acesta, vom vedea dacă suntem pe calea cea bună. Sigur că da, uitați-vă. Vedeți? Din acest moment, noi vom continua să lucrăm rânduri de piciorușe scurte. Și pe parcurs, în timp ce vom lucra, din când în când vom măsura să vedem distanța, dacă este cea corectă. Noi ne reîntâlnim, continuăm să lucrăm singure. Așa cum vă spuneam, din când în când ne vom opri și vom măsura să vedem lungimea. Trebuie să mai lucrez câteva rânduri. După cum vedeți, mai avem un pic. Noi ne întâlnim când ajungem la bază aici. Am ajuns la partea de jos a tubului, iar acum voi lucra un rând sau două cât va fi necesar în acest mod, cu tubul deja atașat lucrării. Aceasta este partea un pic mai dificilă, dar încet, încet, cu răbdare, vom ajunge la capăt și vom continua lucrarea noastră. Deci vom lua tot așa, picioruș cu picioruș și vom ajunge să îmbrăcăm tot tubul așa cum este, cu tot cu căpăcelul lui. Bineînțeles, în tot acest timp, până la sărbătorile de iarnă, voi veni și cu alte proiecte. Nu voi lucra doar pentru iarnă, însă cea mai mare parte a lucrărilor vor fi pentru sărbătorile de Crăciun. Voi veni cu noutăți. Sunt deja în lucru cu anumite tutoriale care cred că vă vor face plăcere și la momentul potrivit veți vedea despre ce este vorba. Nu dezvălui secretele. Vreau ca fiecare tutorial să fie o surpriză. Sper eu plăcută. Deci, în felul acesta, încet, încet lucrăm de jur împrejur pentru a acoperi toată porțiunea tubului de plastic. Dumneavoastră, dacă aveți un tub de carton, nu va fi nevoie să faceți în același mod ca și mine. Uneori, dacă vorbesc un pic mai greu, să știți că eu vin după o zi întreagă de muncă și de aceea uneori vocea mi este mai scăzută. De obicei eu vorbesc mai încet, dar când sunt obosită sunt și mai vocea mult mai joasă. Dar sper să se audă și să se vadă ceea ce lucrez. Încet, încet ajungem la capăt. După cum vedeți. Și apoi vom face pasajul la următoarea culoare care va forma acel suport al lumânării. Deci cred că aici deja noi ne putem opri.
Vom pregăti celălalt fir. Acesta eu îl voi scurta pentru că nu voi mai avea nevoie de culoarea albă și îl voi da deoparte să nu ne încurce. Voi lucra exact în același mod în care am lucrat aici cu firul de lame. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră, dacă nu dispuneți de acest fir, puteți folosi culoarea pe care o doriți. Voi face acest mic vedeți, pare un ochi de lanț, mi-l pregătesc aici, voi da firul deoparte, firul despărțitor să nu mă încurce. Apoi voi intra în ochiul următor și îl voi închide cu acest fir. Felul acesta vom face pasajul de la o culoare la cealaltă. Și voi continua lucrând un nou rând de piciorușe scurte, de data aceasta cu firul de lame. Firul de lame este mult mai greoi, mult mai dificil de lucrat, însă, așa cum vedeți, merită efortul. Acum vom face un rând de piciorușe scurte, de jur împrejur. Vom intra în corespondența fiecărui picioruș și vom lucra un rând de piciorușe scurte. Vom continua singure. Ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Ați văzut acum partea cea mai importantă. De fapt, ar trebui să continui alături de dumneavoastră. În felul acesta ne ținem companie. În felul acesta ne schimbăm două cuvinte. Am închis și televizorul ca să nu se mai audă zgomotul, chiar dacă era volumul foarte, foarte jos. Uitați-vă că încet, încet lucrul avansează, merge înainte. Trebuie să fim atente să nu sărim niciun picioruș. Uitați-vă că suntem pe strada corectă. Aici voi face ultimul picioruș scurt. Din acest moment voi trece în următorul. Felul acesta. Voi mai face un picioruș scurt. Din acest moment vom începe suportul propriu-zis și voi face mai întâi trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care voi face alte două ochiuri de lanț care vor despărți piciorușele duble între ele. Voi lua firul odată pe croșet,
Voi intra în următorul picioruș și voi lucra un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Voi lua din nou firul pe croșet. Voi face din nou un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Aici puteți pune chiar pe masă lucrarea. Uitați-vă în felul acesta. Vedeți, firul alunecă, de aceea spuneam că este un pic mai dificil de lucrat, însă, cum vă spuneam, merită efortul. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Deci, un picioruș dublu, urmat de două ochiuri de lanț, care sunt ochiuri de separare între piciorușele duble. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns la capătul rândului. Voi face ultimele două ochiuri de lanț care vor despărți piciorușele duble și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Aici din nou voi avea un pic probleme pentru că firul face un pic de așa. Cine a lucrat cu acest tip de fir știe că este un pic cam pretențios. Cu piciorușul alunecat voi intra în primul spațiu din cele două ochiuri de lanț și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra în același spațiu, voi face din nou cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț și în interiorul aceluiași spațiu voi face alte două piciorușe duble. Deci vom avea un total de 4 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Voi lua din nou firul pe croșet, voi sări un spațiu de două ochiuri de lanț, voi intra în cel de-al treilea și voi repeta din nou două piciorușe duble, 1, 2, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu, firul pe croșet, sar din nou în spațiu și trec în celălalt, voi face din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua și acest spațiu împreună cu dumneavoastră. În felul acesta se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Ne apropiem de sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, dacă am lucrat în mod corect,
Vom avea aici două ochiuri de lanț care vor rămâne libere. Deci, dacă am lucrat corect și nu am sărit aici niciun picioruș, atunci lucrarea este perfectă. După cum vedeți, eu ies exact în norme. Picioruşe duble, două ochiuri de lanț în interiorul aceluiași spațiu. Din nou, două picioruşe duble. Cel de-al doilea. Un ochi de la un spațiu pe care îl voi sări și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând. Aici din nou un pic de probleme voi avea. Nu, am trecut cu bine. Cu picioruș alunecat mă voi îndrepta către spațiul dintre cele patru piciorușe. Vedeți? În acest spațiu de două ochiuri de lanț. Ajuns aici, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua firul pe croșet, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, voi lucra cel de-al treilea picioruș dublu. Voi face 3 ochiuri de lanț, după care, în interiorul aceluiași spațiu, voi face alte 3 piciorușe duble. Fără grijă, vor sta 1, 2, cel de-al treilea. Voi face un ochi de lanț, după care voi lua firul pe croșet și voi trece în următorul spațiu dintre cele patru piciorușe duble din rândul anterior. Și din nou voi repeta. 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț, alte 3 piciorușe duble, un ochi de lanț și vom continua astfel pe parcursul întregului rând. După cum vedeți, modelul nostru deja se formează. Acum vom continua singure. Nu uitați exact locurile unde trebuie să intrăm. Voi mai face o dată cu dumneavoastră, deci în spațiul de două ochiuri de lanț dintre cele patru piciorușe duble din rândul anterior, voi face 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care în interiorul aceluiași spațiu voi face alte 3 piciorușe duble. Cel de-al treilea și un ochi de lanț de separare.
și vom continua în felul acesta. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, la ultimul spațiu. După ce am făcut un ochi de lanț de separare, voi intra în ultimul spațiu, voi face 3 piciorușe duble, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț, urmate de alte 3 piciorușe duble, în interiorul aceluiași spațiu, așa cum deja v-ați obișnuit. Sper că nu ies din cadru. Cel de-al treilea, după cum vedeți, un ochi de lanț și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorușul alunecat. Din nou, aici este nevoie de multă atenție. Așa cum vă spuneam, firul este un pic cam dificil de manevrat. Acum eu voi scurta acest fir și voi închide această parte a lucrării. Las firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să-l ascund dedesubt. Iar acesta este foarte delicat și se destramă foarte repede. Îl vom ascunde cu croșetul. Acesta, încet, încet. Voi face modul în care să îi ofer stabilitate. Ați văzut, am făcut un nod aici. Voi încerca să mai fac unul, după care voi scurta acest fir. Și voi intra de subt și voi încerca în felul acesta. Uitați-vă. Așa. Acum voi scurta firul și partea cea mai grea a lucrării am executat-o deja. Deci, uitați-vă, mânarea noastră stă în picioare. Modelul este același pe care l-am făcut la cealaltă lumânare. Îl vom întinde bine un pic, așa. Eu am ales să lucrez cu acest fir pentru că se aranjează bine singur. Nu este nevoie să fie apretat, nu este nevoie de nimic altceva. Însă dumneavoastră, dacă nu dispuneți, puteți folosi foarte liniștite culoarea galbenă sau oricare altă culoare. Tot cu această culoare galbenă puteți face și flacăra. Eu aici o voi face cu același fir de lame și voi lucra în felul următor. Cu același croșet voi face un cerc magic, un mic cerc magic. În interiorul căruia voi lucra cu atenție. Avem unul, doi, trei. Cinci,
Cel de-al șaselea ochi de lanț, acum voi închide lucrarea și voi închide cercul magic, voi închide cu fir alunecat, care sper să-mi alunece. Așa, alunecat, sigur că da. Acum, voi face din nou, voi repeta aceste șase piciorușe scurte. Deci vom avea 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Este aici. Deci avem 6 piciorușe scurte. Acum trag un pic firul și voi face în felul acesta pentru a da formă flăcării. Pentru că este flacăra lumânării. După care voi lucra un picioruș scurt, o mulțire iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Un picioruș scurt, iar acum voi face ultima mulțire. După care voi continua și voi lucra două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Piciorușe scurte urmate de o mulțire două piciorușe scurte o nouă mulțire și acum ultimele două piciorușe scurte și ultima mulțire. De acum vom lucra în jos 3 rânduri,
fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci le vom lua fiecare pe rând și trei rânduri vom lucra în acest mod. Puteți pune firul despărțitor. Eu nu l-am pus pentru că nu mi este necesar, dar dumneavoastră, mai ales doamnele începătoare, puneți firul despărțitor să nu pierdeți rândurile. Deci ne întâlnim la sfârșitul acestor trei rânduri. Am ajuns la capătul celor trei rânduri. Acum voi face. Aici voi pune firul despărțitor, ca să nu ne încurcăm. Și vom lucra în felul următor. Un pic alunecă. Acest fir este foarte, foarte greu de manevrat. Însă vom ajunge la un final cu succes și voi face un picioruș scurt. Cred că l-am sărit, așa am spus eu că îmi fură ochii ăsta. Deci, un picioruș scurt. Urma de o scădere. O scădere o vom face în felul acesta pentru a ne fi mai ușor. Vedeți? Deci nu vom lua ca de obicei prima jumătate a piciorușului, ci vom scoate firul prin picioruș. Prin două piciorușe și le vom închide împreună. Așa vom face. Felul acesta. Vedeți? Le închid împreună. Din nou un picioruș scurt. O nouă scădere. Piciorul scurt. Scădere. Piciorul scurt. Iar acum voi face ultima scădere. Scot firul despărțitor. Nu-mi serve. Ultima scădere. Închide. Voi trage un pic firul. Și mai întâi voi trage acest capăt de fir bine din cercul magic. Vedeți? Pentru a-i da o formă cât mai plăcută. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Iar aceste capete de fir le voi introduce în interior. După cum vedeți, încet, încet. Eventual, dacă aveți nevoie, puteți pune și un pic de melană.
Dar eu cred că nu este nevoie, pentru că firul este destul de destul de tare, mi-a scăpat. Și nu este nevoie de prea multă umplutură. Acum vom fixa flacăra aici pe lumânare. Eu voi pune cu lipiciul lichid. Uita un pic totul deoparte, pentru că este deja prea mult. Voi pune un pic din acest lipici lichid, de jur împrejur. Și voi fixa flacăra lumânării exact pe mijloc. Voi ține un pic apăsat în modul în care să se lipească. Uitați-vă că prima parte a lucrării noastre este gata. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat până acum. Voi închide puțin și vom continua cu... Ia uitați-vă, sunt frumoase. Le laud eu, că sunt ale mele. Așa. Vom continua cu partea a doua a tutorialului, în care vom lucra aceste frunze, dar vom face și model de frunze mai mari, exact aceleași frunze de agrifolio. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atenție și ne întâlnim imediat cu un nou tutorial. La revedere!